Hei, salut, frate, sunt Alex, să ne fac și azi ne jucăm GMT Dash. Ia, mai jucat acest joc, însă acum am apucat serios și am făcut două levele, primul Stereo Madness și Back on Track. Astea, două levele, cred că maxim 10 încercări am avut să le fac. Și acum am chemat să fac ăsta, Polar Geist, care este level 3 și nu știu dacă o să vorbesc foarte mult în acest episod, că mă și concentrez, plus că vreau să aud și melodia jocului, care este o melodie destul de șmecheră și fără ea nu ar exista acest joculeț. Am versiunea light, versiunea gratis, oricum, na, și nu uitați să strângem acel butonaș de like, subscribe și toate alea bune. Asta e draia, nu asta este. Vreau să-l termin, dar am murit dintr-o prostie. Nu știu dacă o să-l termin pe episod, dar hai să vedem. Deci hai să începem și încă o dată nu uitați de like-ul ăla mare, subscribe-ul și dacă vă susținerea acestei serii o să continui cu ea. Și mi-e place cât de cred acest joculeț, dar devine din ce în ce mai greu, deci hai să începem. Hai să dăm de la maxim și haide. Dintr-o prostie am uitat acolo, frate, sper să nu-mi iau strike pe episodul ăsta, dar cei care fac GMT Dash nu cred că iau. Acum hai să oprim muzica și hai să vorbesc și eu aici, să comentez, că de asta fac episod și o să fie destul de greu să vorbesc în același timp și să mă concentrez. Oricum, melodia e epică al acestui joc și te motivează într-un fel și sper să termin acest level, că am murit. Muriau, tăci, acum am murit dintr-o prostie, din păcate. Am progres înainte că l-am jucat, nu acum, că pe episodul am ghinion, mori în zonele alea proaste, că eu când jucam, ați văzut și voi, 60% am făcut jocul ăsta, dar din păcate, când filmez, văd că fac chiar mai puțin de atât și sper să îmi iasă. Oricum, jocul ăsta, când ajuns pe un monitor mai mare, am ecești de la el. Și acum suntem la stadiul ăsta, care este de enervant, că nu știu de unde apar cuburile astea și era să mor. Deci cam la limitul cu ele. Acolo e un bănuț, dar nu le iau, că momentan vreau să termin levelul. Nu prea îmi place partea cu nava, în rest levelul ar fi destul de ok, dar nu știu ce să zic. Ați înapăsat și bun, am ajuns aici. Doamne, asta să iasă. Cum ar fi să iasă pe episod? Nu, frate, nu se poate, nu se poate. Acolo era ceva fake, nu știu ce era. Nu cred că o să reușim să faci acest level pe episod, însă episodul ăsta va fi de 10 minute și nu o să mai fie clickbait pentru că m-am săturat să fac un content de gunoi pentru voi, pentru comunitatea YouTube. Sunt destui de oameni care fac chestia asta și nu se merită. Oricum, eu nu câștig niciun bani în YouTube, dacă câștigam posibil să fac, dar nu mai fac niciodată clickbait. Bine, o să mai fac, dar nu o să fac clickbait de la Jagos, care sunteți obișnuiți cu el deja. Să fac un clip mai moderat, însă încerc să nu fac. Asta e. Și e enervantă faza asta cu nava asta, că tot să te ferești de astea și asta e, cred că e cea mai stresantă parte. În rest, ar fi destul de ușor acest level. Melodia e mișto. Îmi place. Ce pot să vă spun. Însă și partea asta de aici e foarte grea. Nu, n-am fost atent. L-am făcut 60% de data asta. What the fuck, îmi dă reclamă la Facebook, frate. Nu știu dacă o să fac episodul ăsta neapărat de 10 minute. Și m-a sunat băiatul ăsta care apare în toate episoadele mele, sper că mă aud, dar da, și din păcate a apărut
Clar, am făcut o reclamă maximă lui băiatul ăsta, că apare în fiecare episod aproape că îmi scrie pe Messenger, dar ignorați-l măcar. Îmi glumește, chiar că știi că filmezi, nu știu ce are, că știți când filmează el, el comentează, deci nu înțeleg. Și sper că mă aud în episod, pentru că s-a oprit sunetul când m-a sunat. Bun. Hai să vedem. Bum. Și încă o dată nu uitați de butonul ăsta de like. Nu! A, măi, la asta, că asta eu te m-am încercat și încheie episodul acesta. Că nu vreau să vă rețin foarte mult, sunt sigur că sunt oameni care se ducea la Geometry Dash și uite la episodul ăsta și spune eu ce nob. Dar credeți-mă că e cam prima oară când joc Geometry Dash și e ceva wow că am reușit să fac două levele. Adică înainte nici pe primul nu puteam să fac și aproape pe ăsta, deci ar fi smeche să fac level 3, după aceea urmează Dryout care e chiar imposibil pentru mine acel level. Însă dacă joc și poate mai multe ori să mi se pară simplu, în jocul ăsta trebuie să joci foarte mult un level și ca să reușești și să-l studiezi, să-l... Smeche conceptul ăsta, dar acapară și așa o dependență acest joculeț. Un joc ăsta a fost un joc foarte bun la, în 2013, mai ales când s-a lansat. Și acum are review-uri destul de bune pe Steam. Printre cele mai bune chiar. Și se mișcă prea repede jocul ăsta și de asta. Că există un hack care te încetinește și am zis eu că aia e ultima încercare de asta. Vedeți și voi, am o dependență. Nu pot să mai desprind de acest joculeț, că am jucat foarte mult timp ca să pot să fiu așa. Încă o dată, cei care n-au jucat, cred că se uită și oameni care nu au jucat niciodată Geometry Dash sau da, au auzit de el și poate să zică că sunt pro, că mă vede cum joc, dar trebuie să joci foarte mult ca să ajungi la un skill acestui joc, să repeți un level, să studiezi, deci e destul de greuț și poți să reșuiezi chiar la un level care, pe care l-ai mai făcut, deci e mai dificil jocul ăsta. Ca orice joc, ce o să... Și un stadiu greu și am ajuns aici de 100 de ori. Trebuie să reușesc, frate, please. Hai să țin apăsat. Sunt un stadiu în care mă pierd, dar am emoții, nu știu ce se întâmplă. Nu, nu sare aici, nu sare. La faza aia nici nu sare. Tot să vedeți, nu pot să trec de acolo efectiv, pentru că nu sare. Ați văzut și dumneavoastră, nu sare, am apăsat pe ecran, cred că s-au zis și... Cred că s-a zis și când am dat. Îți dai seama. Nu înțeleg. Nu știu eu levelul. Nu pot, păcat că nu pot să opresc jocul cumva, să văd obstacole, să opresc caracterul. Păcat că să-mi ies crășim. Mama, am trecut prin blocul ăla, ați văzut? Dar cred că dădeam de aici dacă muream. Nu se poate, cum frate? Atemp 11, dar n-apar toate atempuri, după 20 de atempuri am avut pe levelul ăsta. Din păcate. Înainte nici început nu puteam să facem, tot prostii am murit aici. Hai doamne să fi treacă tip, hai că mai puțin să fac 10 minute, oh my god. Sper că mă aud măcar, this is cruel, sadastic and great fun. Frate, vreau să joc Geometry Dash, nu vreau să mă joc. Atem 12 pe episod, 12 încercarea avut pe acest video nilobolant. Posibil ce alt episod să fiu pe harta Dryout. Sper să termin level 3 dacă îl termin vreodată, că... Nu e imposibil, dar mor prostește, asta e ideea. Nu știu cum fac chestia asta. Dacă nu vă vine să credeți cât încercare am avut. Cu astea adunate vreo 30 din încercare am avut să fac levelul ăsta. Deci... Și unii parte din prima îl fac, dar... Că să fă... Dacă abia făceam primul level, cred că acum îi pufale la ore.